S-a întâmplat acum 2 săptămâni, când eu și încă 2 colegi ne-am mutat în chirie și ne-am apucat să ne facem dubluri la chei. Iar eu când am plecat la muncă nu mi-am dat seama că i-am încuiat în casă. Și atunci când am ajuns la job, a trebuit să mă întorc să îi descui. Atunci când trebuia să fac follow-up și aveam, cred că, 60 de telefoane de dat, eram într-o sală, acolo mi-am petrecut toată ziua, iar o colegă de-a mea, care întâmplător mi-e și prietenă de foarte mulți ani, de fiecare dată când trecea prin fața sălii, făcea dansul ăla egiptean și am rugat-o, am implorat-o să termine, iar apoi am urlat. Nu m-a auzit nimeni, dar am urlat. De Crăciun aș pregăti niște saci de dulciuri pentru copiii angajaților. Știu că asta mă bucura pe mine enorm atunci când eram mică. Deci, votați-mă! See you! În primul rând trebuie să faci ceea ce îți place și apoi să fii înconjurat de oameni faini care să transforme timpul ăla într-unul de calitate. Faptul că am o pereche de cercei pentru fiecare stare de spirit și pentru aproape fiecare zi din an.